Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să facem o segmentare de un... Este un Linhai de 500, dar cu motorul de CF Moto, deci este fix aceeași treabă și la CF Moto. Singura diferență este că la CF Moto nu ai loc să scoți chiuloasa direct în sus. Trebuie slăbit motorul din suport și dat puțin într-o parte. În cazul acesta, în cazul Linhai-ului, au făcut suportul, cadrul mult mai larg și ți permite ca să ridici chiuloasa. O să începem să demontăm, după cum observați, carenajele sunt date jos, i-am dat jos și rezervorul. Mai departe o să curățăm puțin deasupra ca să nu cadă această mizerie în motor. Apoi o să începem să demontăm în jurul chiuloasei ca să putem să o ridicăm. Ok, primul lucru o să dăm drumul la antigel. O să-i dăm drumul în partea din față ca să nu mai desfacem scărița. Așteptăm să se golească și apoi trecem mai departe. Ok, desfacem capacul de la chiuloasă. Îi lovim ușor cu un ciocan de cauciuc. S-a desprins, o înlăturăm. Aceasta e partea de sus, culbutorii. Ne uităm la uzură. Au puțină uzură, dar aici este un grad mai accentuat de uzură, după cum se vede. Este un șans destul de abrupt. Da, celălalt pare ok. Asta înseamnă că nu a mers cum trebuie. Nici uleiul nu arată foarte bine. Ok, scoatem și bujia. Ok, după cum se vede a mers foarte, foarte prost, este afumată rău bujia. Ok, acum o să-l tragem la punct, să desfacem capacul de la demarator.
desfacem capacul de vizitare de la volantă. Ok, acum cu o cheie de 17 învârtim motorul și ne uităm pe gaura aceasta de vizitare până când ajungem în punctul mort. Ok, l-am tras la punct. Acum putem să desfacem și partea de sus. Ok, următorul pas, desfacem întinzătorul. Oare îl slăbim și apoi îl desfacem din șuruburi. Acum, cu ajutorul cheiței sau dacă nu aveți o șurubeniță, îl slăbim. Este bine ca să desfaceți întinzătorul ca să-l și probați, să fiți sigur că este ok, să nu scape. Altfel putem să-l lăsăm chiar pe cilindru, putem doar să-l slăbim. Este în regulă, nu scapă. Ok, pentru a nu ne încurca, desfacem cotul de la termostat, să fie mai simplu. Acesta este mult într-o parte și ne încurcă când scoatem piuloasa. Dăm și termostatul jos ca să nu îl lovim. Așa, acum desfacem și admisia. Îndepărtăm carburatorul. Ca să nu ne încurce. Ok, desfacem și evacuarea, cele două șuruburi.
desfacem chiloasa. Mai avem două șuruburi în partea de desubt. Îi desfacem în spate prima oară. Ok, la fel și în partea din față, unde avem două șuruburi. Desfacem și avem un furton de apă, la fel, care vine pe cilindru. Desfacem și pe acela. Ok, următorul pas, scoatem axul cu came. Aveți grijă să nu vă scape lanțul de distribuție în motor, atunci o să fie ceva mai complicat. Deci îndepărtăm axul cu came, apoi lanțul îl legăm cu o sârmă undeva în sus ca să nu ne scape. Ok, mai avem aici o siguranță, formă de semilună, o îndepărtăm și pe aceasta ca să nu o pierdem. Acum, ușor, îndepărtăm chiuloasa în sus. Da, aveți mare grijă la lanț. Și la chiuloasă, cum arată. Da, bineînțeles, este afumată ca și bujia. Ok, următorul pas, vom desface cele două șuruburi de prindere ale cilindrului și vom îndepărta și cilindrul. Scoatem patina. Așa, acum îndepărtăm ușor cilindrul. Ușor, la fel, avem grijă, mare grijă cu lanțul de distribuție. Ok, acum pentru a verifica ambielajul dacă are joc, punem pistonul și ținem sus-jos, încercăm
prima oară, vedem dacă cumva găsim care joc. Trebuie să stabilim dacă este jocul în bolțul de la piston sau jos în bielă. În cazul nostru este ok, nu avem joc. Da? Deci jocul este vorba axial, sus-jos, adică nu stânga-dreapta. Bine, și stânga-dreapta trebuie să aibă un joc mic, nu foarte mare. Dar de regulă e vorba de jocul axial. Acolo este problema, de acolo apare și bătaia. Dar îl verificăm în mai multe poziții. Am întâlnit cazuri în care în punctul mort nu avea joc, iar în alte puncte avea. Deci îl verificăm, este în regulă. Putem să trecem mai departe. Ok, îndepărtăm segmenții vechi. În sârmă. Curățăm bine canalul și venim cu segmenții noi.